Bună ziua încă o dată și vă mulțumim foarte mult că ați dat curs acestei invitații. Dorim să discutăm cu dumneavoastră subiectul COVID-ului în certitudinea faptului că avem acum o înregistrare a numărului de cazuri și este normal să comunicăm populației toată informația și care sunt măsurile. Deci, în această săptămână, de asemenea, avem înregistrată o creștere a incidenței sau numărului total de cazuri. Creșterea este egală cu 1,8 ori, comparativ cu săptămâna trecută, sau 82%. Numărul de cazuri înregistrate în ultimele 7 zile este puțin peste 49 la 100.000 de populație sau 1.853 de cazuri, 220 din ele fiind copii și 13 gravide. Unicul lucru mai grav este că s-au înregistrat o creștere mai considerabilă a numărului de decese, 14 decese în această săptămână, comparativ cu 3 săptămâna anterioară. De asemenea, a ajuns îngrijorător numărul de reproducție efectiv, sau cum îl mai numim noi, rata de contagiozitate, care a devenit 1.33 și dumneavoastră deja cunoașteți din acești 2 ani de pandemie că ceea ce este mai înalt decât 1 este o prognoză mai slabă. Țara noastră, necătând la aceasta, rămâne să fie în cod verde, cu excepția a 3 localități. Avem 2 raioane care sunt în cod galben, deci acestea sunt Ialovenii și Anenii Noi, având doar puțin mai mult decât 50 de cazuri la 100.000, iar Chișinău a intrat în cod portocaliu din această săptămână cu 118 cazuri la 100.000 de populație. Din mijlocul lui mai și iunie s-au început în unele țări în mai, în altele în iunie, s-au început o creștere a incidenței în Germania, Franța, Grecia, inițial a fost în Portugalia, Franța. Am observat în țările prin care deja valul a trecut că în mediu undeva Portugalia a fost afectată o lună, două săptămâni până a început o scădere a numărului de cazuri. Acest val demonstrează o contagiozitate înaltă a tulpinii actuale, dar afectare mai ușoară și înregistrarea unor forme mai ușoare. Totodată rămâne destul de periculoasă pentru oamenii care suferă de multe alte comorbidități și au o imunitate în depresie. În regiunea europeană se înregistrează în prezent circa 500.000 de cazuri zilnic. Aceasta este cam volumul valului care afectează Europa, în comparație cu 150.000 care erau undeva la sfârșitul mai, observăm o creștere masivă. Decese în regiunea europeană se înregistrează în jur de 500 în zi, în comparație cu 5.000 care erau în valul din iarnă. Cel mai important lucru acum este comportamentul nostru ca societate, ca comunitate, deoarece eu nu cred că există măcar un singur cetățean și aici la noi în Republica Moldova care și-ar dori să revină la perioada din 2020 sau 2021 cu toate restricțiile care au fost necesare a fi impuse. Și răspândirea maladiei, viteza de răspândire ține doar de comportamentul nostru și anume respectarea tuturor măsurilor generale de prevenire a infecției, începând cu simplă măsură de igienă a mâinilor, spălarea mâinilor, dezinfectarea suprafețelor, purtarea măștilor în instituțiile medicale și în spațiile aglomerate, testarea, izolarea persoanelor care au simptome respiratorii, în special cele care sunt testate pozitiv și, desigur, crearea protecției prin vaccinare. Este de asemenea foarte important că să se aplice legea sănătății publice care spune că, de exemplu, aceasta va fi efectuat, domnul Jolanski va vorbi mai mult la acest subiect, ca să fie convocate în aceste 3 teritorii ședințele comisiilor teritoriale
excepționale de sănătate publică și aceasta va recomanda Agenția Națională a Sănătății Publice prin centrele de sănătate publică locale, în conformitate cu legea pe care am menționat-o, iar aceste comisii rămân să decidă care sunt recomandările aplicabile la nivel de teritoriu. Desigur că măsurile aplicate astăzi, atât la noi cât și în lume, nu pot să fie similare, aceleași ca în anii 2020-2021, deoarece virusul are alt comportament, formele sunt altele clinice, iar noi avem o protecție căpătată prin cale naturală sau artificială, prin vaccin, prin boala pe care am suportat-o mulți dintre noi. Totodată, trebuie să informăm populația că COVID rămâne să fie un risc major pentru persoanele cu anumite patologii și anume în rândul acestor persoane se ateste acest grad înalt de mortalitate. Protecția pentru dumnealor rămâne să fie vaccinarea. Probabil că aveți întrebare referitor la booster 2, doza 4 de vaccinare. Mâine are loc ședința Comitetului Național de Experți, NITAG, pentru imunizări, care va analiza și va lua decizia cu referire la situația în Republica Moldova. Eu nu o să anticipez decizia dumnealor, pot doar să vă informez și să fac trimitere la recomandările Centrului European pentru Prevenirea și Controlul Infecțiilor, dar și a Agenției Europene a Medicamentului, cu referire la această doză 2 booster. Ei recomandă vaccinarea persoanelor cu vârstă între 60 și 79 de ani și de asemenea celor cu diferite maladii cronice care au un risc de a face o formă severă de boală în caz de infectare. Doza au recomandat să fie administrată la cel puțin o distanță de 4 luni după ultima doză administrată, dar desigur cu accent pe acele persoane care au o întrerupere deja mai mult de 6 luni de la penultima doză administrată. Mâine, acest comitet va informa Ministerul Sănătății despre decizia luată și noi vom, de asemenea, vom lua deja Ministerul Sănătății decizii cu referire la aceasta și vă vom informa și pe dumneavoastră. Totodată aș vrea să menționez pentru toți cetățenii care circulă, deoarece este vara, este perioada estivală, sunt concedii, să fie foarte atenți când circulă în anumite țări, deoarece în unele țări sunt introduse careva restricții de intrare. Unele țări solicită certificatul de vaccinare, altele solicită, acceptă și certificatul de recuperare. De asemenea, am vrea să atragem atenția asupra călătorilor care merg în Franța, Malta, Olanda, Spania, Finlanda, deoarece aceste țări au introduse solicitări pentru anumite regiuni, nu pentru toate, în dependență de incidența înregistrată la noi, de exemplu, sau în alte țări, și să fie atenți, deoarece ar putea să aibă probleme și am dorit să-i preîntâmpinăm ca să evite aceste neplăceri. Cu referire la pregătirea noastră, spitale, locuri, medicamente, deci suntem pregătiți, deja avem și experiența acumulată, la momentul de față doar câteva spitale primesc pacienții cu cazuri de COVID-19 confirmat. Acestea sunt spitalele raionale, sunt Cahulu, Florești, Briceni, de asemenea este Bălți, Spitalul Clinic al Ministerului Sănătății și, desigur, cel mai important, Spitalul Clinic deci de boli infecțioase Toma Ciorbă. Paturi sunt suficiente, inclusiv paturi de reanimare în toate aceste spitale. Ele sunt ocupate la o capacitate foarte mică aceste secții, cu excepția Spitalului de boli contagioase pentru copii municipal, în care sunt spitalizați mai mulți copii. Dimineața astăzi erau spitalizați în jur de 120, dintre care
82 cu COVID. Ne dăm seama că uneori nu toate aceste cazuri sunt grave. Noi știm cum reacționăm atunci când copiii fac febră înaltă sau o situație mai incertă. Astfel, și medicii și părinții sunt mai precauți. Nu avem copii gravi, nu avem femei gravide care să fie într-o stare gravă. Referitor la asigurarea cu medicamentele de necesitate importantă, strategică, ca tocilizumab și remdesivirul, noi avem asigurate absolut toate spitalele, avem și în stoc, avem primite inclusiv și prin ajutoare umanitare, de asemenea și asigurarea cu teste este suficientă. Despre vaccin o să vă vorbească domnul Jelamski. Eu cred că dumnealui va veni cu date mult mai concrete, după care vom răspunde la întrebările dumneavoastră care au rămas poate neacoperite. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă ministru! Stimați reprezentanți mass media, doar pentru completări, câteva cifre privitor la situația care este la zi. Deci, după cum a menționat și doamna ministru, avem o incidență de 40, puțin peste 49 la 100 de mii. Vedeți pe acest infograf... Unde a dispărut? Undeva a dispărut, dar probabil că dumneavoastră ați observat. Deci suntem încă la coada clasamentului în Europa. Lideri sunt Grecia, Italia, Franța, cu peste 1000 de cazuri la 100 de mii. La polul opus sunt Rusia, Polonia, câte 15 la 100 de mii și Suedia cu 23. Media europeană este 355 de cazuri la 100 de mii populație. Ce ține de Republica Moldova, Chișinău este cu 118 cazuri la 100.000, Ialoveni și Anei-Nenoiu 59 și respectiv 56. Celelalte sunt, se înregistrează câte unul sau câteva cazuri care deci, îi mențin în zona verde, așa numită. Dacă să vorbim de creștere, care a menționat doamna ministru, de 1,8 ori față de săptămâna precedentă, totuși este o creștere mai slabă decât precedenta, care a fost de 2,2 ori, respectiv sperăm ca să fie iarăși o creștere mai mică în săptămâna viitoare. Privitor la testări, au fost efectuate în ultima săptămână, în săptămâna 27, peste 20.000 de testări pozitive. Cunoașteți, 1.853, rata pozitivității este de 9%. Decesele sunt multe, a menționat doamna ministru, sunt 14, dar 4 din ele sunt înregistrate în Transnistria. 3 din ele sunt de o săptămână în urmă, deci sunt până au fost unele clarificări raportate săptămâna curentă. Avem o creștere mare a cazurilor de import, deci nu numai restricții sunt în țările de odihnă, dar și COVID, respectiv din 76 de cazuri de import săptămâna trecută, 19 sunt din Turcia, 15 Italia, 8 România, 4 Ucraina, Spania, Germania câte 3, celelalte țări câte 1-2, respectiv este o creștere destul de mare față de săptămâna precedentă cazul de import și vedeți că vin din zonele de odihnă, probabil că infectarea are loc mai mult în timpul transportului în avion, odată ce este o aglomerare mare de pasageri și de populație. Referitor la campania de vaccinare, în săptămâna 27 puțin s-a înviorat vaccinarea și săptămâna precedentă am avut o creștere și săptămâna aceasta avem o creștere, deci total au fost vaccinați în această săptămână 2319. Doza booster la general este administrată la peste 9% din populație. Acoperirea vaccinală, deci este una încă joasă, de 31 și 49, continuăm campania de vaccinare. Lideri în vaccinare sunt Chișinăul cu 45, Soroca 34, la polul opus este Găgăuzia și Leova. Stocuri de vaccin sunt suficiente, avem în jur de 300.000 de doze de Pfizer, avem Sinovac, Sinopharm. Ce ține de copii? A menționat și doamna ministru că a crescut numărul de copii. Dacă săptămâna
25, am avut 29 de copii infectați, 26, 99, săptămâna trecută avem 220 de copii, însă proporția copiilor din numărul total de infectați rămâne una în principiu stabilă, este de în jur de 11%, 11% din numărul total. Noi am avut cazuri și mai grave, deci au fost cazuri când copiii reprezentau peste 14% din numărul total de cazuri. Vaccinați avem în jur de 13.000 de copii. Ce ține de secvențiere, au fost de asemenea multe întrebări. Deci ultima secvențiere ANSP a efectuat-o în luna martie 2022. Din luna martie până acum au fost acumulate probe, dat fiind faptul că compania care deservește secvențiatorul în Republica Moldova, reprezentanța se afla în Moscova și după ce a fost s-a început acele sancțiuni provocate de războiul din Ucraina, compania încă nu s-a determinat cine va deservi echipamentul nostru și la moment nu facem secvențiere, însă chiar astăzi remitem probe pentru secvențiere, avem înțelegere cu Institutul de Virusologie din Berlin, Charité, care va primi probele noastre și va efectua secvențiere să vedem ce tulpini sau ce linii de virus și tulpini de virus sunt în Republica Moldova. Cam acestea sunt datele statistice. Privitor la ce a menționat doamna ministru cu convocarea comisiilor teritoriale extraordinare de sănătate publică, iarăși, vedeți că toată țara este practic în verde. Vom interveni Centrul de Sănătate Publică Teritorial Chișinău va remite o solicitare de convocare a Comisiei Teritoriale Extraordinare de Sănătate Publică Chișinău și Ialoveni pentru convocare și luarea unor măsuri de oprire sau măsuri de protecție cu recomandări să vină pentru populație în legătură cu această creștere a incidenței. De asemenea, va fi convocată și Comisia Teritorială Extraordinară de Sănătate Publică din Anenii Noi pentru măsuri. Mulțumesc! Любовь Пламадяла, ТВ8. Vrem să întrebăm la aceste comisii pentru ce măsuri exact veți opta și dacă ar putea urma restricții pentru aceste localități în care este cod galben și portocaliu. Deci comisia singură decide care sunt acele măsuri care trebuie să le implementeze în dependență de analiza situației pe localități, pe grupuri, poate de populație, pe copii sau maturi, vor veni cu unele recomandări. Nu cred că e cazul, cum a menționat și doamna ministru, să venim cu restricții generale, atât pentru toată populația, toată teritoriul Republicii Moldova, cât și pentru raioane. Deci se va veni cu recomandări. Recomandări de protecție individuală, recomandări generale de igienă, de protecție, de purtare măștii în locurile publice. Acestea vor fi recomandările noastre și, respectiv, comisiile pot veni cu ceva suplimentar. Și care sunt prognozele pentru următoarele săptămâni? Ne-am putea aștepta la un nou val sau dimpotrivă? Suntem într-un nou val, avem creștere. Estimăm că va fi o creștere până în mijlocul lunii august. După aceea, deci sperăm să avem o descreștere și să începem anul școlar cu o situație benefică pentru epidemiologică pentru copii. Felicia Crețu, proiectul Media cu Sens. Am o întrebare către doamna Nemirenko. Este la un alt subiect, dacă îmi permiteți. Redacția cu Sens a solicitat la începutul lunii iunie acces pentru a realiza filmări pe teritoriul clinicii Vorniceni pentru a continua subiectul spitalului care încă nu este dat în exploatare. Menționez că vorbim de o instituție publică în care s-au investit bani publici. Peste o lună și cu încălcarea termenului legal am primit răspunsul că ni s-a refuzat accesul la filmare cu mențiunea că filmarea nu are niciun sens, din motiv că nu s-au făcut schimbări pe teritoriul spitalului. În aceste condiții vrem să vă întrebăm dumneavoastră cum calificați această situație. Este în acest caz îngrădit accesul presei la informații de interes public? Întrebarea dumneavoastră nu este la acest subiect, dar dumneavoastră insistați că sunteți o publicație cu sens. Eu aș susține inversul.
Deci, eu am explicat foarte clar. În primul rând, noi am fost în situație excepțională și termenile vă rog să le urmăriți. Volumul de lucru pe care l-am avut aici cu criza refugiaților a fost unul destul de mare. Dumneavoastră, în afară de această informație, cunoașteți foarte bine că ați pus o presiune pe minister, că noi a trebuit să vă oferim rapoarte pentru 2 ani de activitate. Și eu cred că o zi întârziere sau 2 zile întârziere nu este atât de grav, dar dacă considerați foarte important și criminal acest lucru, este opinia dumneavoastră. Cu referire la subiect. Deci, dumneavoastră ați făcut filmări la Spitalul Vorniceni fără absolut nicio restricție. Deci ați filmat absolut tot ce ați dorit în blocul nou. Și noi v-am răspuns că acolo nu a existat nici o modificare. Acest bloc stă închis, exact conservat, în situația în care dumneavoastră ați făcut acele filmări. Cu referire la filmările în blocul în care sunt tratați pacienții cu tuberculoză, am spus, în legătură cu faptul că pacienții suferă de o maladie socială, înainte de a fi spitalizat, s-au confruntat mulți din ei cu stigmă. Noi cunoaștem care este situația cu referire la această boală în societate, din păcate încă, și nu se fac filmări în blocurile în care sunt tratați pacienții cu tuberculoză. Și nu ne-ați explicat ce ați dori să filmați în acel bloc în care sunt tratați pacienții. Și acesta a fost răspunsul nostru, pe care vi-l repet acum, și vreau să nu prefacem întrebarea dumneavoastră într-un ping-pong de dialog. Deci aceasta este o conferință de presă care este legată de COVID și eu cred că v-am răspuns ceea ce am considerat necesar. Cu atât mai mult că dumneavoastră nu v-a fost restricționat accesul, mai mult decât atât. Dumneavoastră m-ați invitat. Și eu am fost la dumneavoastră în studio și m-ați filmat 3 ore. 3 ore întregi m-ați filmat. Să-mi spuneți dumneavoastră acum că eu v-am restricționat accesul la informații, mie mi se pare fără sens. Mulțumesc. Vorbim de solicitarea pe care am făcut-o acum, recent. Deci redeschidem subiectul și, de fapt, jurnaliștii sunt cei care hotărăsc dacă un subiect de interes public trebuie făcut sau nu, dacă e vorba de bani publici, de instituții publice, iar instituțiile publice, la rândul lor, trebuie să fie transparente și să ofere acces jurnaliștilor ori de câte ori aceștia solicită accesul și în formatul în care îl solicită. Și eu vă repet că noi am fost foarte deschiși și v-am oferit acces liber, nerestricționat, nici ca timp, nici ca spațiu, inclusiv eu, și v-am oferit absolut toată informația. Deci, asta este răspunsul nostru. Mulțumesc! Și ultima întrebare, să ne ziceți care e soarta până la urmă a blocului numărul 2, dar și a blocului numărul 1. Avem raportul de expertiză confirmat și de Consiliul de Experți a Ministerului Infrastructurii. Ce se va întâmpla cu ele? Se urmărește închiderea sau punerea în funcțiune a blocului numărul 2 și a complexului în general? Blocul în situația în care se află acum nu poate fi pus în funcțiune, deoarece concluzia acestei comisii este că ar prezenta pericol pentru persoanele care s-ar afla acolo. Eu am transmis absolut toate materiale către CNA și procuratură, deoarece acolo s-au investit 100 de milioane de lei buget. În același timp am informat guvernul, deoarece aceasta este o decizie care nu poate să aparțină doar Ministerului Sănătății. Ce putem face cu acest bloc? Dacă acest bloc va fi folosit cu un scop anume, el trebuiește reconstruit, restaurat, deci fortificat și înlăturat de toate aceste impedimente din punct de vedere tehnic. Totodată vreau să vă spun că tuberculoza, dacă dumneavoastră urmăriți incidența, o să vedeți că avem o scădere a numărului de cazuri și nu este necesar un spital atât de mare de boli tuberculoase la o distanță atât de mare de Chișinău, care în principiu îi impune și cheltuieli. În blocul vechi, deocamdată, sunt încă pacienți pentru tratament. Noi avem capacitatea de a-i reamplasa în alte locuri, dar ținem cont și de faptul că acolo sunt angajați foarte mulți oameni din localitatea dată și deci încercăm acum în această perioadă de criză să păstrăm aceste locuri de muncă. Acolo sunt în jur de peste 30 de pacienți cu forme deschise de tuberculoză care sunt la tratament.
La momentul de față ne ocupăm cu inventarierea altor bunuri care sunt pe teritoriul acestui spital. După cum am mai spus, acolo sunt diferite clădiri abandonate, schelete de foste ferme și multe alte lucruri, care încercăm să facem o inventariere ca să avem un răspuns și o soluție pentru ce urmează mai departe. Mulțumesc! O întrebare de precizare. Deci în momentul în care e nevoie de investiții pentru a pune în funcțiune blocul numărul 2, iar numărul pacienților de tuberculoză scade și pot fi relocați la Chișinău, pe termen lung se urmărește închiderea complexului de la Vorniceni? Deci, în general, tuberculoza își schimbă modalitatea deci de tratament, deoarece acum sunt foarte multe alte metode, în special atunci când nu avem forme deschise de tuberculoză, ele se tratează în majoritatea cazurilor la domiciliu, sub supravegherea medicului de familie și a medicului ftizio-pneumolog din localitate. Astfel, aceasta este o tendință modernă absolut în toate țările lumii. Deci acest complex poate fi utilizat cu succes cu totul cu alte scopuri. Și aceasta va fi o decizie comună a Guvernului cu alte ministere, deoarece eu cred că există foarte multe necesități a reamplasa acolo un pansionat, o casă pentru bătrâni, un sanatoriu, un azil, orice poate fi găsit cu scop social, deoarece clădirea în linii generale este bună, doar necesită investiții pentru fortificarea și înlăturarea acestor impedimente care ar prezenta pericol la moment. Dacă puteți să ne dați o estimare de timp când se va lua această decizie? Vă rog foarte respectuos să nu deraiem de la subiectul conferinței de presă și să oferiți posibilitatea și altor colegi a dumneavoastră, cu mult respect, să adreseze întrebări. Mulțumesc pentru înțelegere. Avem puține ocazii să discutăm cu dumneavoastră, așa că vă rugăm să ascultați și întrebările noastre. Maria Timov, TVR Moldova. Doamna ministru, voiam să vă întreb dacă se preconizează ca să se ia în calcul și raportarea zilnică a cazurilor. Deci, la momentul de față, cu acest număr, nu. Dar noi deja am instituit ședințele punctului focal săptămânal, care au fost anulate pe perioada când situația a fost una, să zicem, bună. Și avem aceste ședințe comune, inclusiv intersectoriale, pe care le avem pe platforma Ministerului Sănătății în fiecare marți dimineață. Dacă vom vedea o creștere a numărului de cazuri mai rapidă, vom institui inclusiv și raportarea zilnică și inclusiv și ședințele punctului focal zilnic. Deocamdată, la acest moment, nu este nicio necesitate. Și dacă vor fi reactivate și alte spitale COVID, și aici mă refer la ședința municipală de ieri, s-a discutat despre posibilitatea de a fi reactivat Spitalul de Copii Ignatenco. Spitalele reactivează doar Ministerul Sănătății în baza datelor care sunt produse de către Agenția Națională de Sănătate Publică. Noi analizăm foarte atent numărul de cazuri de îmbolnăviri la copii gravide și noi emitem, Ministerul Sănătății emite ordinele de reactivare a paturilor necesare. Și numai în baza acestor ordine, Compania Națională de Asigurări în Medicină contractează aceste spitale. Care sunt planurile direcției? Întrebați la dumnealor. Loreta Lisnei, Cotidianul TV. Ați venit cu o serie de recomandări. Totuși, în condițiile actuale, în care numărul cazurilor crește, nu credeți că ar fi cazul să venim cu o serie de măsuri obligatorii, întrucât știm, conform precedentelor, că moldovenii și oamenii în general reacționează mai puțin la recomandări. Aici mă refer și la capitolul intrarea moldovenilor sau a străinilor în țară, întrucât ați spus că a crescut numărul cazurilor de import. În primul rând, nu Ministerul Sănătății impune restricții și aceasta a fost greșeala mare pe parcursul a 2 ani, când în principiu totdeauna era criticat Ministerul Sănătății. Pentru aceasta există aceste comisii. Era națională și comisiile teritoriale. Deci ei sunt cei cu deciziile. Doi, eu personal nu sunt fanul restricțiilor și a măciucii. Eu cred că oamenilor trebuie lucrurile de explicat, este foarte greu. Totodată noi putem fi mândri că în perioada din august anul trecut, de când am venit la minister și de când am avut acea comisie națională pentru situații excepționale în sănătate publică, deci noi
Nu am avut restricții de intrare în țară în comparație cu alte țări. Ba mai mult ca atât, am permis absolut tuturora și am recunoscut toate certificatele, începând de la vaccinare, de recuperare, testare PCR, testare rapidă și multe altele, astfel că dreptul oamenilor la libera circulație nu a fost încălcat. Și eu nu văd absolut niciun motiv de ce trebuie să încălcăm drepturile oamenilor care intră astăzi în țară la un număr care, de fapt, menține încă un cod verde în țară. Astfel, eu, sincer, am răspuns, dar nu înțeleg întrebarea dumneavoastră. Având cod verde în țară, noi instituim restricții referitor la intrarea persoanelor străine sau moldovenilor în țară care vin astăzi să-și vadă părinții. Deci, inclusiv situația în regiunea europeană, chiar dacă este acest val, ea este departe de a fi una foarte gravă pentru a introduce așa restricții și de a îngrădi drepturile omului la libera circulație. Uneori este mai simplu să previi decât să tratezi. Ați vorbit despre... Iertați-mă, dar o să vă dau o replică. A preveni nu înseamnă restricții și pedepse. A preveni înseamnă cu totul altceva. Aceasta înseamnă a avea grijă, a purta mască, a purta în special mască în spațiile închise, în transportul public, a te vaccina. Și acesta este un efort care trebuie să-l facem împreună cu presa. A pedepsi și a restricționa este o măsură care, de exemplu, eu nu o agreez și ea trebuie să rămână doar ca ultimă măsură atunci când este foarte grav. Mulțumesc. Atunci nu ne rămâne decât să așteptăm să vedem cât de responsabili sunt moldovenii. Ați vorbit de doza 2 booster. Decizie care urmează a fi luată de către responsabili. Totuși, în contextul în care acest vaccin a fost conceput pentru precedentele tulpini, iar actualele, chiar dumneavoastră ați menționat că se comportă altfel, cât de eficiente ar fi dacă ne-am administrat a doua doză booster? Deci nu Ministerul Sănătății își expune părerea asupra eficienței vaccinului, dar cei care îl dezvoltă și aplică diferite studii clinice asupra lor, specialiștii care se ocupă, specialiștii din știință, ne confirmă că vaccinul este eficient, indiferent de mutațiile care sunt. Dar, totodată, vreau să vă informez că sunt foarte multe grupuri de persoane în domeniu, în special a dezvoltatorilor de vaccinuri, care lucrează acum la modificările vaccinurilor existente pentru a asigura și o mai mare eficiență. Vă întreb în contextul în care Ministrul Sănătății din România a recomandat sau a spus că este mai mult pentru un vaccin specific care urmează a apărea în toamnă și nu pentru un vaccin obișnuit, cum ar fi în cazul nostru. Eu cred că mutațiile coronavirusului pe parcurs vor fi încă foarte multe, deoarece la momentul de față ne confruntăm cu o adaptare a virusului în toată pleiada și în tot șirul acest de virus care îi avem, adenovirus, diferiți viruși de gripă și coronavirusul încearcă și să-și ocupe locul său și o să ne întâlnim cu el absolut în fiecare sezon, poate mult mai frecvent. Modificările vor fi multe și dumneavoastră cunoașteți deja că vaccinul care este pregătit anual pentru vaccinarea contra gripei, el este creat în fiecare an, în dependență de mutațiile sau tulpinile virusurilor de gripă care sunt înregistrate în lume. Astfel, aceste modificări vor perpetua, vor exista alte noi descoperiri, îmbunătățiri, dar la momentul de față avem asigurarea că acest vaccin asigură protecția, în special pentru cazurile grave, ceea ce noi observăm. Valurile actuale, chiar dacă virusul este foarte contagios, nu se mai finalizează cu un număr atât de înalt de forme grave și mortalitate. Iată, aceasta înseamnă protecția creată la nivel mondial prin vaccinare. Ultima întrebare. După închiderea centrului de triere de la Moldexpo, a mai fost identificat un eventual alt spațiu în cazul în care numărul cazurilor de COVID va crește? Vedeți, dumneavoastră, vreo necesitate în aceasta? Noi avem 10.000 de paturi în spitale. Crearea acelui centru în 2020 a fost perfectă pentru acea perioadă. La momentul de față, sistemul de sănătate este pregătit suficient cu echipamente, cu medicamente, cu paturi și nu este necesar deplasat oamenii în condiții care nu sunt
proprii unui spital și nu corespund calității serviciilor pe care noi trebuie să le oferim pacienților. Mulțumesc! Eu vă mulțumesc foarte mult. Vreau să îndemn cetățenii să aibă grijă de sănătatea dumnealor atunci când circulă în spații, deci în transport public, noi o să le recomandăm să poarte totuși mască, deoarece este un spațiu foarte închis și se află într-o apropiere cu alți pasageri. Aveți grijă de sănătatea dumneavoastră și a celor dragi. Mulțumesc!